începând cu miliardul. Apropo, anume acest guvern a semnat memorandumul între Banca Națională și Ministerul Finanțelor, care impune cetățenii să plătească miliardul care ei l-au furat și impune cu 5% anual, atunci când Banca Națională a acordat cu 0,1% acestor bănci. De 50 de ori mai multă taxă. Și multe, multe alte întrebări care, la sigur, vor fi abordate săptămâna viitoare. Așa că, domnule prim-ministru, domnule Filip, vă așteptăm în Parlament. Pregătiți-vă bine. Întrebări vor fi multe. Vreau să audă și deputații, dar în primul rând vor să audă cetățenii Republicii Moldova.